Astăzi vorbim despre o carte care vine din spațiul ebraic. Manuscrisele de la Marea Moartă, descoperite între anii 1947 și 1956, în cele 11 grote de lângă Cumran, Israel, datate din perioada 250 înainte de Hristos, 70 după Hristos, probabil cea mai mare descoperire arheologică din toate timpurile. Ce reprezintă manuscrisele de la Marea Moartă și de ce sunt importante pentru înțelegerea și interpretarea corectă a textelor creștine? De ce au acestea un caracter apocrif, tainic, secret? Este oare pusă la îndoială originalitatea și paternitatea acestor texte? Manuscrisele de la Marea Moartă reprezintă o culegere de texte care a generat controverse în spațiul public în ceea ce privește poziția oficială a bisericii față de aceste texte necanonice și acoperă o gamă largă de tematici, de la texte de rugăciune la reproduceri ale unor cărți din Vechiul Testament, punând într-o lumină nouă interpretarea textelor creștine. Au rămas în istorie sub denumirea de manuscrisele de la Marea Moartă. Ele încă mai dezvăluie informații din trecutul lor antic. Fragmentele descoperite aparținând sectei esenienilor, ce se autointitulau Fiii Luminii, alcătuiesc circa 900 de scrieri ce ne ajută să înțelegem mai bine spiritualitatea premergătoare creștinismului. Au fost incluse texte ce sunt suficient de bine conservate încât pot fi înțelese. Am ales pentru dumneavoastră, dragi cititori, câteva pasaje din Psalmii Recunoștinței. Cum poate omul să se căiască de păcatele sale? Cum poate izbăvire să ceară pentru faptele rele? Cum poate oare răspunde judecății ce asupra lui se lasă? Ale tale, Dumnezeu al tuturor cunoașterilor, sunt toate lucrările drepte și taina adevărului. În vreme ce omul nu este decât robul faptelor sale nevrednice și al nelegiuirilor sale, acest duh ce adastă în graiul omului, tu l-ai pus. Tu, Cel ce știi toate graiurile omului, ai hotărât fructul buzelor sale, aceste buze pentru tine vorbesc. Tu ești cel care a hotărât vorbele în ordinea cuvenită și le-ai insuflat buzelor chip de a se face înțelese. Să scoată la iveală taine rostiri cumpătate și ai dat omului puterea de a se face înțeles, ca slava ta să o facă cunoscută, iar ale tale lumini să fie spuse mai departe în toate lucrările tale fără de cusur și ca dreptatea ta să fie slăvită și al tău nume rostit pe buzele tuturor și ca toate făpturile tale să afle fiecare potrivit priceperii sale, binecuvântându-te veșnic.